Bună seara, dragii mei! Iată-ne din nou împreună în casele dumneavoastră la, o nouă ediție a emisiunii pentru oameni. Invitații mei de astăzi sunt bunii noștri prieteni avocați, Adrian Cuculie și Șerban Leonard. Bine ați venit, dragilor! Iată, începem săptămâna cu o știre extrem de nepotrivită, pentru că mai sunt câteva zile de vacanță în care copiii, da, împreună cu părinții, mai merg la ștrand. Iată ce s-a întâmplat astăzi la ștrandul din drumul Taberei. Dacă se poate, Răducu, să arătăm și câteva imagini pe baza cărora noi vom discuta. Într-adevăr, foarte multe mașini de poliție, pompieri, smurt, salvări la fața locului. De ce? Pentru că, iată, copiii au avut stări de amețeală, la fel parte din părinți. Am înțeles că mare parte din cazuri deja au fost duși la spital, la Grigore Alexandrescu, la spitalul de urgență. Acum eu mă întreb așa, chiar așa ne jucăm cu viețile oamenilor? Cum ar ce să zic? Uite, citeam știrea și pe alte site-uri că Direcția de Sănătate Publică a închis ștrandul. Aici zice că sunt 10 persoane, 6 copii și 4 adulți care au fost la ștrand și au fost transportați la spital și s-au simțit rău. Acum, vezi tu, lucrurile astea nu trebuie să apară după ce se întâmplă efectul, după ce se produce efectul prejudiciabil, respectiv să vină salvarea și să li se facă rău la oameni. Dar cred că nici n-a fost verificat vreodată ștrandul ăsta de către DSP, deși avea obligația asta, mai ales că e o chestiune de interes public acolo. Văd și imaginile pe care le dați voi aici pe post. Ce se întâmplă într-o țară în care îți iei autorizația ISU după un an de zile, deși tu în anul ăla de zile lucrezi pe propria răspundere, adică dacă eu fac o dugheană și spun că o să mă autorizez peste ceva timp, adică eu declar pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile de, pe care mi le impune legea cu privire la securitatea la incendiu, tu vii după un an de zile și mă autorizezi, dacă mai vii după un an de zile. Asta ca să legăm puțin subiectul sănătății publice și protecției publice și de colectiv, unde s-a întâmplat exact același lucru. Dacă pompierul ar fi venit din timp, probabil că nu s-ar, sau apreciem că nu s-ar fi întâmplat același lucru. Eu vreau să rog părinții din drumul Taberei care au fost astăzi la ștrand, da, și au avut astfel de situații, da, să ne contacteze pe pagina noastră de Facebook nașul.tv. Să sune direct. Să ne și contacteze. O să rog pe colegul meu, Radu, să afișăm și un număr de telefon, să ne contacteze, să ne spune exact ceea ce s-a întâmplat acolo. Acum eu iar, la fel, mai atrag atenția și Răducu, dacă avem pregătită acea scurtă intervenție pe care am avut-o eu astăzi, pentru că stând acasă, locuiesc în drumul Taberei, da, am dat o fugă și eu până acolo să iau și un interviu, da, unei persoane abilitate care să ne dea un comunicat de presă, ce s-a întâmplat, să ne spună ceva. Evident, haideți să ascultăm ce ni s-a răspuns. Ascultăm împreună. Și vă spun că nu aveți voie, este proprietate privată. De unde știți dumneavoastră este proprietate privată? Este proprietate privată. Vă rugăm frumos, există n-aveți. Există un contract între Aqua Samar și Alpab în care se plătește o chirie pe lună. Da, și Alpab. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că este a statului. Nu, asta înseamnă că noi suntem... Nu aveți voie. Nu vorbesc cu noastră. Nu aveți voie. Un om de decizie. Nu aveți voie. Nu aveți. Cu poliția, vă rugăm frumos. Poliția? Da. Ok. O zi frumoasă. Așa cum ați ascultat, paznicul de acolo sau paznic, eu știu, o fi fost băiatul care dă bilete la intrare în ștrand, a spus foarte clar că este proprietate privată și că nu am voie nici ca jurnalist, deși eu m-am legitimat, da, sunt realizator al emisiunii Caravana Națiunii și pentru oameni la Nașul TV, și că nu are acces presa, decât dacă ni se dă voie de către manager. Manager Florea George, înțeleg că este manager de ștrand, pe care l-am contactat și pe dumneavoastră și evident nu răspunde. Acum, eu nu știu ce să zic, Adrian, în situația asta. Nu ascund faptul că timp de un an de zile noi am emis de acolo, atâta timp cât a fost domnul Dan Tănase cel care avea închiria acest spațiu și știm exact ce s-a întâmplat acolo. A fost chiar un articol în presă cu privire la ceea ce se întâmplă cu
acest domn Dan Tănase, care a schimbat locația în totalitate acolo, de la A la Z. Aveai deja încredere să mergi cu copilul, fără să fii hărțuit, fără să auzi înjurături. Da, era o locație perfectă. Noi chiar ieri am încheiat emisia acolo, pentru că nu ne putem afilia imaginea postului. Știi foarte bine că avem o politică, dar nu promovăm decât oameni care au un caracter, care au ce să promoveze corect și decent. Și acum noi știm că acel spațiu, ștrandul din drumul Taberei, aparține al BAP. Chiar dacă închiriezi, eu nu cred că ești proprietar atât timp cât închiriezi un spațiu. Nu, nu ești proprietar. Sigur că tu ai dreptul de folosință mai degrabă acolo. Trebuie făcut o analiză juridică pertinentă ca oamenii să înțeleagă. Voi puteți să fiți acolo dacă vă aflați deja în interior, sigur, ulterior, după ce a fost închis spațiul respectiv, nu mai avea voie să intre nimeni. Adică nu știm ce se întâmplă pe mai departe cu copiii, cu adulții, ce stări vor prezenta. Bine, nu-mi închipui că se pot întâmpla niște lucruri atât de grave încât să asistăm la niște scene dramatice ulterior, dar cel puțin cu privire la lucrul ăsta, dreptul de folosință, că este închiriat, că este subînchiriat, dacă există un asemenea acord, deși să știi că noul cod administrativ nu-ți mai permite lucrul ăsta, adică nu poți să iei ceva cu chirie de la stat, indiferent că vorbim de administrația lacuri, indiferent că vorbim despre orice altă unitate administrativ-teritorială care închiriază, de fapt, nu poți să subînchiriezi pe mai departe. Deci ce ai luat de acolo, de la administrație, pur și simplu trebuie să gestionezi. Ei, având acest atribut al folosinței dreptului de proprietate, puteau să restricționeze accesul. Dacă te aflai, în schimb, în interiorul imobilului respectiv și filmai, era o chestiune de interes public până la urmă și nu ar fi putut să spună absolut nimic. Indiferent în ce situație. Tot interes public se numește. Tocmai. Dar deja intraseră organele, să spunem așa, care erau avizate să suspende activitatea, de altfel cum s-a și întâmplat. Nu puteam să intrăm pe un spațiu care are un stăpân, să spunem așa. Trebuia doar să ne comunice cineva ce s-a întâmplat. Asta e o altă discuție și ține de comunicarea pe care vrea să o aibă cel care a concesionat de acolo, dar nu puteam să intrăm în spațiul ăla, adică până la urmă, că nu vor ei și părerea mea e că e o poziție total greșită, mai ales când adică faci o asemenea greșeală, vii și pui tone de clor acolo, li se face rău oamenilor care merg la ștrand să-și petreacă timpul. Sigur că trebuie să ai o poziție măcar incipientă. Nu știm, vedem ce s-a întâmplat, așteptăm probele de laborator și tragem o concluzie ulterior. Dar dacă vrei, uite, că tot vorbesc de o lună de zile de subiectul Dincă, atitudinea lui a fost ca a lui Dincă, a ridicat din nume, dar nu știu, nu vreau, nu pot, nu mă interesează. Și sigur că lucrul ăsta îți ridică niște semne de întrebare. Acum că tot mi-ai spus că s-a schimbat, nici nu știam care e structura acolo și s-a schimbat administrația, sigur că o să mai vorbim puțin, dar mie mi se pare foarte ciudat cum poate un simplu angajat să spună asta, că este el e pasnic, Gabriela, el este pasnic. Și că nu ai voie. Bun, Gabriela, da? Poate să spun foarte multe, pentru că dacă intri doar pe grupul I Love You Drumul Taberei pe pagina de Facebook, vei vedea câte lucruri spun cetățenii acolo, cetățenii sectorului 6, care de cele mai multe ori la intrare au fost umiliți pentru că nu au avut voie nici măcar cu propria lor apă, pentru că doar de acolo din incinte trebuie să-ți cumperi. Okay. Și atunci eu mă întreb, Alpabul chiar așa nu are nicio atitudine cu privire la acest Alpabul trebuia să-și facă niște contracte serioase prin care spațiul respectiv să fie exploatat în limite normale, în contractele de concesiune și, mă rog, atunci când participi la o licitație pe care să spunem că au organizat-o ei sau indiferent modalitatea de atribuire directă, nici nu știu, trebuie să se asigure că prin contractele de concesiune ei nu vor afecta niciun fel imaginea locației respective, pentru că tu poți să închiriezi, să iei în concesiune spațiul respectiv și să-ți bagi joc de el, după care, indiferent cine ți-ar mai veni acolo, nu o să mai vadul e distrus, nu-ți mai vine nimeni. Deci lucrurile astea
țin foarte mult de cum au gândit contractul inițial. Că au interzis accesul, e dreptul lor. Că n-au dat declarație, iarăși este dreptul lor. Nu poți să-i blamezi cu absolut nimic. Poți, în schimb, să ai o atitudine întrebătoare și suspicioasă cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Adică vezi că se schimbă dintr-o dată managementul și ăștia vin și bagă neștire, clor în apa aia acolo. Adică e o atitudine pe care nu o înțeleg. Ne poate duce cu gândul și la altceva. Da, bineînțeles. Păi nu prea te interesează dacă tu ești chitit să faci rău. Adică tu vii, luat spațiul ăla, după care îți bagi joc de el. Distrugi ceea ce s-a clădit în trecut acolo. Iată, astăzi dimineața a apărut o știre pe Telecom.sport în care Borcea, un financiar din închisoare, fostul acționar de la Dinamo, a reușit o tranzacție spectaculoasă. Câte milioane de euro a câștigat? Chiar dacă este în spatele gratilor, Cristi Borcea continuă să se miște bine pe piața afacerilor. Fostul acționar de la Dinamo a reușit o tranzacție care i-a adus bani grei în conturi. Cristi Borcea rămâne fără doar și poate un prosper om de afaceri, chiar dacă în urmă cu 6 luni a fost trimis din nou după gratii, pentru ani grei de închisoare. De curând, Cristi a decis să închirieze pe o perioadă de 15 ani o parte din afacerile din drumul Taberei, cele două saloane de evenimente și terasa din Parcul Modiroș. Acum, iată, se mai specifică aici. Ce să închirieze? Aici. Păi ce e proprietar să le închirieze? Păi da, dar acum eu mă întreb, cum poți să închiriezi unei persoane, da, domnului Dan Tănase, acest spațiu pe o perioadă de 10 ani, să elimini un contract unilateral, să nici nu-l anunți că, iată, tu deja ai închiriat spațiul altuia, că tu acolo poți să mai ai mijloace mobile, poți să mai ai lucruri personale. Nu știm lucrurile astea. Chestiunile astea le-am văzut și noi în presă. Am dat inclusiv eu o declarație pe treaba asta, doar că n-am înțeles cum adică să închirieze. Ce să închirieze? Conform codului administrativ nu poți să închirieze absolut nimic, nu poți să subînchirieze. Este ilegală subînchirierea. Se poate. Din tot ce am văzut eu că pe online știri, da, eu am văzut că Alpabu solicita $1,000 chirie la acea vreme, da? Acum, dacă se plătește chiria cu $25,000 pe lună, păi tocmai asta, o sumă foarte mare. Tocmai asta încearcă codul administrativ să rezolve problema subînchirierii, pentru că dacă tu vii și faci business cu statul, adică statul român e exact la redevențe. Tu ai redevență minimă de 5%, bine, nu mai există, că s-au modificat și lucrurile astea, iar cel care ia și îți exploatează bunul tău are 95%. Exact același lucru se întâmplă și aici. Dacă tu subînchiriezi, asta înseamnă că tu faci tranzacții cu statul, faci bișniță cu statul, statul ia nimic pe când tu te îmbogățești pe urma statului, că tu ești un intermediar care face bișniță și lucrul ăsta trebuie stopat. Dacă lucrurile stau așa, îi rugăm pe cei care au în atribuțiile de serviciu să deschidă dosare penale și să se ocupe de verificarea contractelor ăstora, pentru că nu poți să subînchiriezi asemenea spații. Leona, ce părere ai de o astfel de situație? După cum am discutat și în dățile anterioare, știm foarte bine că din momentul în care se semnează prima dată contractul, nimeni nu mai vine să mai facă verificări ulterioare cu ce se întâmplă efectiv, bunul, modul în care este el folosit, modul în care este exploatat din punct de vedere financiar și mai ales mai mult decât atât, cine îl exploatează. Pentru că, după cum am văzut și în momentul de față, nici de cum cel care a închiriat inițial nu exploatează bunul, cel sub închiriază neavând dreptul acesta. Acum trebuie făcute efectiv verificări. Investiția celuilalt, da? Pe investiția celuilalt, cu atât mai mult vorbim aici totuși bine, și de... Unul bagă bani, arată locația într-un mare fel, e prosperă și așa mai departe. Dăm la o parte și închirem altuia. Păi, să luăm tot la fel. E un fel de speculă, exact cum spunea și domnul avocat Cuculeț, e o speculă în ceea ce privește partea financiară, cât trebuie să plătesc, cât primesc la rândul meu, deși n-am voie să primesc la rândul meu, da? În ceea ce privește investiția în spațiu efectiv, de ce să o fac eu când aș putea să profit de altcineva dacă nu există niciun fel de autoritate care îți vine să verifice ce se întâmplă? Poate vor începe autoritățile de cel bun, dar automat nimeni nu se sesizează sau mai mult decât atât lumea pentru de obicei preferă să se uite în altă parte, atunci automat că se fac astfel de abuzuri
Și în mod clar nu va veni nimeni să ia niciun fel de atitudine, o atitudine pozitivă, atât din punct de vedere al persoanelor care sunt abuzate, cum ați spus mai devreme domnul Dan, cât și mai departe statul, care nu face nimic altceva decât să piardă. Și să nu mai vorbim și de oameni care sunt puși în momentul de față, da, în fața unei situații destul de grave. Viața le este pusă în pericol, că în primul rând despre asta este vorba. Cetățenii sectorului 6 este singurul spațiu unde în sectorul 6 te poți duce să te relaxezi, un număr mai mare de locuitori, da? Dacă nici aici nu ai siguranță, atunci ce faci? Autoritățile trebuie să se implice. Și asta cu orice afaceri din închisoare, îți care e treaba că atâta vreme cât le faci legal, poate să le faci în închisoare, că nu sunt luate drepturile astea odată cu condamnarea. Dar dacă deja intri în sfera asta ilicitului, fie că e civil, fie că e penal, n-avem de unde să știm dacă există vreun ilicit, lucrurile se schimbă și observăm o complicitate deja, pentru că... Mai mă îndoiesc că dacă ești în închisoare poți să ai o legătură permanentă cu avocații administratorii. Uite, în care să stai zilnic pe telefoane și să vorbești. Asta și să spui, pentru că afacerile lui sunt extrem de mari. Eu cred că... Pentru că a fost un băiat deștept, eu nu zic asta. Bun, da. Eu cred că lucrurile trebuie tranșate într-o altă manieră. Haideți să fim cinstiți. Și atunci când se fac contractele astea, una dintre clauzele de reziliere să se refere inclusiv la condamnarea penală, respectiv nu neapărat la cele cu suspendare, la cele cu executare. Pentru că este improbabil ca tu din spatele gratiilor să te poți ocupa de administrarea unui spațiu sau unei, vorba aceea, unui ștrand până la urmă. Chiar dacă tu ai angajați acolo, cel care răspunde din punct de vedere patrimonial, din punct de vedere logistic, administrativ, este administratorul societății. Și dacă tu administrezi lucrul ăsta, ai contractul de închiriere direct cu instituția de stat, cred că ești în cel puțin reținut în așa fel încât să nu poți să-ți duci la bun sfârșit mandatul pe care l-ai. Și aici cred că pierde și statul, pierde și inclusiv cel care ar putea să vină următorul să închirieze de fapt și să se organizeze acolo în așa fel încât spațiul ăla să fie prosper. Pentru că într-o filozofie mai largă nu putem să ne gândim că bine, dar ce ne interesează pe noi că este de fapt falimentul unei persoane fizice? Păi da, falimentul ăla unei persoane fizice de fapt arată starea societății și starea țării, pentru că dacă acolo un lucru merge bine și este prosper, arată și zona respectivă altfel și crește calitatea vieții, oamenii se bucură de locul respectiv. Pe când tu dacă îl administrezi din spatele gratiilor, bine, atâta cât poți, lucrurile nu pot sta chiar așa ca atunci când nu ești lipsit de libertate și poți să te deplasezi fără să ai niciun fel de restricție. Deci filozofia trebuie să fie una pe plan mai mare, nu așa că lasă că dă falimentul privat, ce ne interesează pe noi că gestionează în închisoare. Păi nu, normal ar trebui să aibă un sprijin, indiferent despre ce zonă privată vorbim. Să se verifice contracte, da, să verifice mult mai multe elemente, că poate nu e chiar așa. Ei, trecem la un alt subiect. Ați auzit, dragilor, că astăzi în sectorul 6, în sectorul 6, nu trec de la sectorul 6 la sectorul 3, se dau amenzi de către poliția locală dacă ai mașini inscripționate și dacă le parchezi pe domeniul public? Dacă ai mașini ce? Inscripționate, da? Dacă îți pui pe mașină, de exemplu, casa de avocatură, Cuculis și asociații, da? Dacă ai asta pe mașină și parchezi mașina pe domeniul public, îți iei amendă de 2000 de lei? De la poliția locală? Iată, avem... Sincer, e prima dată când aud lucrul ăsta, Gabi. O să arătăm, iată, partenerul nostru Ciprian Pop de la Anvergura. Da? Astăzi asta s-a întâmplat, pentru că el are simplu, doar Anvergura a trecut pe mașină. Și se consideră că faci publicitate și înseamnă că ai o activitate comercială. Și iată, printr-un consiliu a primăriei sectorului 3, da? Primești amendă, 3.000 de lei. Simplu. 2000 de lei, scuzați. 2000 de lei, da? Astăzi, ia uitați. 23-8. Dacă poate să dea mai jos să vedem. Iată. Pentru ce a fost amendat? Articolul 3. Deci, articolul 5 din hotărârea Consiliului Local 3, din 2003, privind drepturile parcării, ok, și ce mai avem privind... Și mai jos? Stabilirea normală pentru una vă spătuire. Nu, acestea sunt tăiate. Iată, ultimele rămân. Păi da, unde zicea despre treaba asta? Că nu am găsit... Ce, îi spune să se prezinte, dar nu e un proces verbal.
Păi nu, este somație. Este somație, da. O amendă de 2000 de lei. Uite, îți mărturisesc că... Iată, avem explicația directă. Ia uitați acum, o caut. Îți mărturisesc că nu știu ce scrie în acea hotărâre de Consiliu Local. Uite aici. Articolul 4 din hotărârea Consiliului Local 3 din 2013 privind interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor pe domeniul public și privind interzicerea parcării, staționării. Păi da, dar nu este vorba de... Păi nu, că dacă ai titlu, ai logo-ul firmei, da? Ai și contactul. De obicei, majoritatea firmelor își spune asta, da? Ne uităm la toți furnizorii pe care îi vedem, de la televiziuni, da? Distribuitori de produse, fan curier, o grămadă de societăți de-astea sunt care își fac reclame, da? Atunci, cum poți? Da, aici toate, spune, îți, eu mă uit pentru prima dată când văd o asemenea somație și spune așa, că articolul 4 din hotărârea Consiliului Local 3 din 2013 privind interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor pe domeniul public, da? Faptă sancționată cu o amendă de 500 până la 1000 de lei. Deci înseamnă că nu ăsta e articolul. Cât a fost amenda până la urmă? 2000 de lei. Da. Păi înseamnă că nu în baza ăstuia. Avem cumva și un proces verbal? Nu, probabil că este vorba de articolul 15 pe care l-au subliniat acolo privind trecerea parcării și sau staționării vehiculelor utilizate în scopul desfășurării unor activități comerciale. Da, asta e hotărârea de Consiliul Local, probabil. Eu nu cred că faci activitate comercială dacă îți pui logo-ul pe o mașină. Nu cred că faci, adică dacă eu, spre exemplu, vreau să pun Nașul TV pe mașina mea, mă duc în sectorul respectiv și primesc amendă că am logo-ul cu Nașul TV. Ce a declarat Ciprian Pop în urmă cu 7 ore? O veche vorbă din din antichitate, zice așa, nu îți pune mintea cu poliția locală. PS, 2000 de RON amendă pentru mașina parcată regulamentar pe spațiu public, însă e inscripționată cu logo-ul firmei. Suntem bine, rezistăm. Deci? Fără cuvinte. Fără cuvinte. Nu. N-am ce să-ți explic la treaba asta. Am înțeles că de astăzi a început și ridicarea mașinilor. Păi eu mă întreb așa, domnule, chiar așa v-ați terminat toate treburile, da? Începe peste două săptămâni școala. E nevoie de o igienizare a sălilor de clasă, a băilor, să duceți săpunuri pentru copii, să vă ocupați de asta, dragi primari, că aveți școlile sub ordinea dumneavoastră, da? Aveți poliția locală să încercați să nu mai dați amenzi la persoanele mai în vârstă care, iată, se duc cu un pătrunjel, cu o floare și o vând, da? Că aici vedem, treaba asta o vedem zilnic, da? Și ar trebui să patrulați pe fiecare zonă ca să știm că nu mai vedem droguri, că nu mai vedem furturi, că nu mai vedem înjurături și că ne putem deplasa și noi, doamnele și copiii. Copiii răpiți. Copiii răpiți nu vor mai fi, da, ci a trebuit să faceți treaba, da. Mie tare mi se pare că întotdeauna poliția asta locală este poliția primarului. Poliția primăriei, de fapt, care are un buget ca mai discutat despre asta. Stai puțin, cum adică ți se pare, așa este. Așa este, da. Adică ele acționează în zonele respective de proximitate, da, poliția locală a sectorului X, a sectorului Y, a localității nu știu care. De fapt, chiar astăzi scriam un articol despre poliția locală pentru că s-a ridicat problema asta, doamne, ce pot face polițiștii locali și ce nu pot face, care este area lor de întindere, de fapt, a tentaculilor poliției locale, dacă pot opri mașini în trafic, dacă pot restricționa accesul. Și atenție, Gabriela, pentru că avocatul poporului, ce a făcut? A sesizat în contencios administrativ, pe excepție de nelegalitate, aspectul acesta al hotărârii de Consiliu, prin care doamna Firea a dispus, da, ridicarea mașinilor. Nu știu ce. Dacă uităm în legea 155... Corect, pentru că dacă n-ai unde să ți-o parchezi, nu, stai, pe bune, stai puțin. Faci? Da, dar considerentul pentru care a fost contestat este puțin ambigu, pentru că legea 155 pe 2010 a poliției locale precizează foarte clar că polițistul local are posibilitatea să dispună măsuri tehnico-administrative de ridicare a mașinilor. Problema noastră este cu legea 155 a poliției locale, care intră în contradicție cu ordonanța asta de circulație pe drumurile publice și ce poate să facă polițistul rutier. Nu să sesizezi tu pe contencios administrativ că hotărârea ar încălca nu știu ce, că n-am văzut sesizarea, am citit doar câteva articole în presă. Să nu ducem aminte totuși că mai este o taxă în discuție, respectiv aceea cu pătrunderea în centru. Sunt foarte de acord să pună taxe de pătrundere în centru, dar să le pună într-un mod în care să nu fie
discriminatoare față de ceilalți cetățeni. Nu poți să spui că un om care vine din, nu știu, Timișoara, din Bacău, indiferent de unde, plătește o taxă mai mare decât cel care stă în proximitatea zonei. Bun, poți să ai niște condiții, respectiv, dacă tu locuiești la kilometrul zero, spre exemplu, la universitate, niciun fel de problemă, nu ai niciun fel de taxă, pentru că tu te duci acasă. Dacă tu vii în tranzit sau vii din altă zonă sau vii în alt oraș, păi plătești aceeași taxă, nu vii și faci discriminări. Acum eu vreau plus să facem ceva. Aș fi de acord să plătești orice taxă. Chiar și eu, dacă vin din sectorul 6 și ajung aici în sectorul 3, aș fi de acord să plătesc orice taxă de tranzit dintr-un sector în altul, dar să am drumuri europene, da? Aici nu vorbim de drumuri, Gabriel. Păi, aici da, vorbim de orașe. Taxe, dar nu vorbim, condiții. Este taxă de congestie și taxă de poluare până nu la urmă. Astea două sunt... Nu ce, ai condiții. Nu e vorba de... Aici e vorba de drumurile din localități. Adică au venit cu taxa asta și au spus așa, că punem taxă... Dar oricum, au spus din start că este diferită în funcție de unde vii. Păi de ce? De ce pui am un moț punem dacă vin de din exemplu, centrul țării sau din nord sau din sud? Mare, ți se pare că autostrada Soarelui este perfectă și plătește taxă? Dar nu plătești taxă pe autostrada Soarelui, Gabriela. Plătești taxă de pod, care e diferită față de taxa de autostradă. Taxa de pod este că treci podul ăla peste Dunăre. Cum avem taxa de pod inclusiv la Giurgiu Ruse. Sau cum avem taxa de pod atunci când trecem pe autostradă sau pe la Giurgeni. Sunt mai multe taxe de pod și o să avem o nouă taxă de pod probabil când vor reuși să termine podul de la Galați, pentru că e un pod care va tranzit, care va trece peste Dunăre și o să fie o rută alternativă să nu se mai treacă cu Bacul. Mi se pare absurd să treci în 2019 cu Bacul acolo, să stai câte 3 ore, aproape că pierdusem procesul, nu mai ajungeam la el cât am stat să aștept Bacul. Dar asta e o altă discuție. În schimb, taxa respectivă pe care au impus-o cei din primăria sector, dar uite-te și tu că e din 2013. Deci nu vorbim de vreo noutate, vorbim de o noutate în aplicarea ei și poate că dânsul a fost primul care a sesizat lucrul ăsta. Deci o anomalie să dai o asemenea amendă. Adică eu, cum să spun eu, fiecare unitate administrativă, fiecare sector își instrumentează niște taxe după cum îi taie capul. Dacă cineva se trezește din sectorul respectiv să atace lucrul ăla în instanță, poate iese, poate nu iese. Dar cel puțin a încercat. Ceilalți stau și suportă consecințele taxelor impuse, poate în mod abuziv. Da, este o surpriză că legea e din 2013. Probabil că au ajuns acum la ea. Și s-au gândit, ia uite domnule, mai putem aduce un buget la primărie, nu? Poate fi și asta. Trecem la următorul subiect, executarea silită. Am văzut un articol foarte interesant la voi pe site și aș vrea să mai aducem în atenția populației, da? Tot ceea ce înseamnă această executare silită. Eu vreau să fac un mic preambul. Chiar anunțasem că o să vin în seara asta la voi și o să vorbim inclusiv despre subiectul acesta al executărilor silite. Pentru că cât mai e, mai sunt câteva zile, se termină august, intrăm în septembrie și ăla este momentul la care executorii judecătorii își vor începe să emită din nou acte de executare silită, pentru că luna august a fost cumva o lună în care și-au luat și ei vacanță. Subiectul respectiv pe care l-ai citit tu pe site sau articolul respectiv se referă la un dosar, o hotărâre rămasă definitivă, da, o decizie dată de către instanța de judecată a Tribunalului București, deci vorbim despre o instanță din capitală, care vine și precizează un lucru tare, tare interesant. Dacă în decursul unei executări silite executorul judecătoresc nu face niciun fel de act de executare silită vreme de 3 ani de zile, pentru prima dată s-a dat o soluție prin care se prescrie datoria. Noi, cum știam practica de până acum, era în felul următor. Dacă nu mai plăteai 3 ani de zile de la ultima plată să treacă 3 ani de zile și începeai executarea silită, te apărai tot prin invocarea prescripției. Acum s-a stabilit la nivel de practică judiciară, avem, iată, o decizie definitivă, nu mai poate fi întoarsă, că dacă ai ratat, spre exemplu, termenul acela de contestație de 15 zile și era datoria prescrisă la momentul la care s-a început executarea silită împotriva ta și ai ratat termenul, n-ai apucat să faci contestația, dacă în intervalul respectiv de când a început executarea și până când executorul se răzgândește și își aduce aminte că are executare silită și trimite din nou acte de executare, au trecut 3 ani de zile, din nou poți să invoci excepția prescripției. Este o decizie foarte interesantă pentru că deschide calea și posibilitatea românilor care au pierdut termenele de contestație la executare, românilor care au executări silite deschise, nu știu, și din 2014 și din 2013, sunt efectiv dosare uitate în biblioraturile executorilor sau dosare uitate în rafturile lor
mod netrimise niciodată. De exemplu, avem multe cauze și sunt foarte mulți cei în situația aceasta care au primit o executare silită, de fapt, li s-a deschis o executare silită undeva în 2013 sau 2014, nu au primit niciun act până la zi, n-a făcut niciun fel de demers executorul judecătoresc și vine ulterior și se emite somația de executare sau poprirea sau somația imobiliară. Inclusiv oamenii ăștia pot beneficia de acest aspect. Dar cred că cei mai impactați, dacă pot să folosesc termenul ăsta, sunt cei care au avut o executare silită veche, executorul a uitat pur și simplu de ei, nu le-a mai trimis niciun act, au avut poate la un moment dat o poprire, dar ulterior s-a reactivat, s-au venit adrese de reactualizare și de-abia atunci oamenii ăștia și-au dat seama, stai puțin, că eu n-am scăpat de executarea silită, a rămas undeva acolo și pot să invoc pe excepția prescripției. O chestiune extraordinară, interpretarea pe care a dat-o Tribunalul București și din punctul meu de vedere, dacă practica asta se va menține, lucrurile vor fi mult mai ușoare pentru cei executați silit. Mai mult de atât, stabilește tribunalul o chestiune care în linii generale, să spunem că o știam, dar vine acum o hotărâre judecătorească definitivă și reconfirmă lucrul ăsta. Dacă executorul face acte către, eu știu, ITM, către Inspectorul Teritorial de Muncă sau către bănci sau să afle informații despre debitor, actele astea făcute de către executor nu întrerup termenul de prescripție. Singurele acte care întrerup termenul de prescripție se referă strict la actele de executare. Adresa de poprire, somație imobiliară, proces verbal de sechestru sau orice alt act. Decizia asta rămasă definitivă, așa cum am spus, va deschide calea și posibilitatea deschiderii unor executări, unor noi contestații la executarea silită. Dar mai mult de atât, găsim pentru prima dată un mijloc prin care putem să facem efectiv ceva cu privire la cele dosare, pentru că treceau cele 15 zile și trebuia să încep. De exemplu, un cetățean care, iată, este într-un astfel de situație. Cum trebuie să procedez? Esențial este să avem dosarul de executare silită integral, pentru că el este numerotat și dacă avem tot dosarul de executare silită, se face calculul termenului. Dacă au trecut mai mult de 3 ani de zile, ei bine, atunci lucrurile sunt clare și poți să invoci prescripția. De asta am și denumit articolul respectiv invocarea prescripției dreptului de a cere executarea silită în timpul executării silite, pentru că noi până acum cunoșteam din practică că nu se poate. Dacă odată începută executarea silită, se întrerupea termenul de prescripție și el nu mai curgea decât în condițiile în care s-ar fi anulat executarea silită. Deci este o mare, mare noutate pentru debitorii executați silit. Leonard, ce sfat le-ai da tuturor cetățenilor care, iată, au astfel de situații? Deci, în primul și în primul rând, primul sfat pe care l-aș da, niciodată să nu se mai gândească la situația în care, spun, au trecut o lună, două, trei, doi ani din momentul în care sunt executați silit, nu mai am ce să mai fac. Ideea asta și modul ăsta de a gândi că nu mai am ce să mai fac, din păcate, în momentul de față a adus lumea niște situații foarte grave. A adus lumea niște situații foarte grave în sensul în care debitele s-au mărit exorbitant, deși de multe ori, dacă stai de vorbă cu ei, aceștia sunt mai mult decât convinși că creditorul, în cauza de cele mai multe ori firme de recuperare creanță, nu aplică dobânzi, nu aplică comisioane, dar nu își pot explica sub nicio formă modul în care debitul lor crește, deși uneori sunt popriți sau chiar nu sunt popriți. Al doilea și al doilea lucru, dacă știu că au avut sau au primit odată, cândva, niște acte de executare, chiar dacă aceștia și-au schimbat locul de muncă, chiar dacă și-au schimbat domiciliul, să încerce să vadă exact când au fost acele acte, să le caute, să le găsească, să ia legătura cu cineva, să ia legătura cu fostul angajator, că are o adresă de intrare, da, în contabilitate, când i-a făcut poprirea, să vadă cât timp a trecut din momentul în care nu a mai primit absolut nimic în legătură cu acea executare. Pentru că e foarte posibil că dacă a trecut acest termen, în momentul de față se poată anula întru totul executarea silită. Mai mult decât atât, nu doar faptul că anulează întru totul executarea silită, ci trebuie să aibă în vedere că și toate sumele de bani pe care au fost percepute inițial până la acest moment îi vor fi returnate. Deci nu numai că se poate anula ceva, automat își poate recupera și o parte din bani. Bani ce au fost, într-o oarecare măsură, opriți cu un caracter abuziv, având în vedere o reavoință din partea unui executor. Dacă uneori vorbim de, să spunem, o neatenție, dar asta se întâmplă destul de rar, știm cu toții cum funcționează sistemul ăsta, și de ce mai multe ori vorbim de o reacredință, o reacredință în sensul în care se lasă dosarul nelucru, tocmai în ideea de a se aduna niște debite foarte mari.
Deci, iată, mie mi-a plăcut foarte mult asta, prescripția executării silite în timpul executării silite. Păi da, pentru că este o noutate, pentru că până acum, să repet, nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Adică mergeam cu toții pe o idee preconcepută prin care spuneam, doamne, codul precizează că a început executarea silită, s-a întrerupt termenul de prescripție. Bun, 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 dar pe noua procedură aveai ceea ce știu cu toții cei care sunt executați silit, că ar fi mers invocată perimarea. Păi da, dar nici asta nu mai mergea invocată, pentru că teoretic perimarea ar fi lucrat în condițiile în care executorul îi cerea să facă niște demersuri creditorului, el nu făcea, treceau 6 luni, se perima executarea. Înainte, pe vechiul cod, părerea mea este că actualul cod ar trebui modificat, remodificat, și perimarea să funcționeze cum funcționa înainte. Adică nu poți să stai în incertitudinea asta o viață întreagă și să nu poți să faci niciun fel de demers nici în stânga, nici în dreapta, și ăla să stea bine mersi, să stea în pasivitate creditorul și executorul, și tu să fii obligat să ai niște popriri pe cont, sau chiar să ai niște chiar dacă tu în conturile alea nu rulezi niciun ban, dar ele să fie blocate și să genereze niște comisioane. Perimarea ar trebui să funcționeze așa cum funcționa înainte, respectiv nu faci niciun act de executare vreme de 6 luni zile, gata, s-a închis, e perimat, am închis dosarul respectiv. Acum lucrurile stau puțin altfel. De asta și spun că este o gură de aer până la urmă pentru cei care sunt executați silit de multă vreme, pentru că sunt foarte mulți care întreabă, doamne, cum rezolvăm treaba asta? Ok, nu am contestat atunci, dar uite, mi-au venit acte de executare, eu am luat un credit de 8.000 de lei și sunt executat pe 400 de milioane, adică pe 40.000 de lei. Trebuie să găsești o variantă prin care, la un moment dat, să scapi într-un fel de executare aia silit. Păi trebuie, dar eu iar la fel știi că am mai avut subiecte pe aceste spețe, da, și am spus că de 10 ani foarte... tot facem. Am zis că ar fi foarte bine, dar pentru că tot există acest birou al creditelor unde se știe foarte bine fiecare cetățean, da, ce datorie are, dacă s-ar prescrie sau nu, dar nu se vrea. E mult mai ușor să ne punem toți pe drumul și să facem treaba asta. Totuși, de ce nu se vrea? Că ar fi mult mai simplu, zic eu. Este mai mult decât normal și răspuns eu unul simplu, având în vedere modul în care funcționează în momentul de față, absolut, da, orice instituție, că avem, da, o situație vorbim generală de o în care instituție ai, exact, în care în momentul trebuie de față toate firmele de recuperări creanțe recuperează și încasează bani foarte mulți, da, după urma unui sistem care, da, este lăsat să funcționeze care tot am într-un vorbit, mod care abuziv. Nu au nicio legalitate, automat cu cât cifrele de afaceri sunt mai mari, da, cu atât și impozitele și ceea ce se încasează este mai mare. E normal să nu vrei să faci un astfel de birou, da? Pentru că atunci automat, în momentul în care s-ar ști că, de exemplu, un credit a devenit și s-a prescris dreptul de a mai cere executarea silită, efectiv ar trebui să-l scoți din circuit. Acest lucru știm cu toții că nu se întâmplă. Păi și nu mai, mult. Mai simplu ca, iată, biroul de credit să facă treaba asta, Banca Națională? Biroul de credit nu are cum să funcționeze în sensul ăsta. În schimb, s-ar putea întocmi o astfel de instituție, da, care să aibă în vedere modul în care sunt gestionate creditele și mai ales cătele care devin neperformante și după aia de care ați scadent anticipat. În schimb, e un lucru care ar duce în mod clar la reducerea semnificativă a unor încasări la bugetul statului. Știm cu toții că nu se va întâmpla asta. E un sistem care e lăsat să funcționeze în modul ăsta. Astfel, nu ar mai exista niciodată executări pe care oamenii le primesc după 10 ani de zile, după 12 ani de zile. Nu ar mai exista situația în care primești un act de executare, da? În 2012, în 2013, 14, acea executare se închide, iar acum în 2019 primești pentru același titlu executorii o nouă executare. Că, cum îți poți explica aceste lucruri? Păi eu nu mi le explic. E un sistem le care le e lăsat cineva, să funcționeze, da, în modul în care funcționează în momentul de față. El generează, și trebuie să fim conștienți, da, că generează niște sume foarte mari, exact cum a fost și cu externalizările, da, creditelor, dobânzilor, tot. Pe mine cel mai mult, că întotdeauna generează sume doar pentru client. Da? Și păi nu generează sume este... efectiv pentru creditor, generează sume foarte mari în detrimentul debitorului, niciodată pentru client, ci efectiv pentru un împrumutător și atât. Eu vreau să-ți fac o paralelă. Sigur că este mult să te gândești la sistemul de sănătate, să faci o paralelă cu el. Însă industria farma în principal, oricât de mult ne dorim noi să credem că ea vrea să ne ajute, ea vrea să ne ajute cu un cost. Întotdeauna. Da, nu este industrie farma, vai ce fac eu pentru binele lumii ăsteia.
În momentul în care discutăm despre executarea silită, discutăm despre un mecanism atât de mare și colosal, încât nu poți să limitezi efectele ei doar la o singură persoană sau la un singur interes. Interesul este globalizat deja. Recuperatorii de creanțe, care sunt vreo 100 și ceva în România. Băncile care trebuie să scape de creanțele neperformante, pentru că ele generează alte credite, emit alte credite, alte contracte, încasează alte dobânzi. Executorii judecătorești, instanțele de judecată care trebuie să asigure până la urmă fluxul, că plătim un judecător de instanță de casație cu 200 și de milioane pe lună, adică 20 și ceva de mii de lei pe lună, 23 de mii de lei pe lună, adică 5.000 de euro, poate chiar mai mult. Și nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere că dacă ar fi desființați de pe piața asta, adică nu s-ar putea da o lege generală, pentru că statul nu ar mai putea să încaseze și de la bănci, n-ar putea să încaseze și de la recuperator, de la executor, de la toată lumea. De la toată lumea, da? Deci, de asta spun că am făcut o, dacă vrei, paralelă destul de neagră cu sistemul de sănătate, pentru că oricum în ordinea priorităților totdeauna vei pune sănătatea. Dar așa funcționează, din nefericire. De asta, la întrebarea, că mă întreabă foarte mulți, dom'le, de ce nu există o chestiune erga omnes, cum nu a fost treaba cu franci-elvețieni? Pentru că nu a existat nimeni care să ia o decizie radicală, pentru că la noi în țară nu se iau decizii radicale. Și pentru că există un sistem în spate și e o regulă, îmi pare rău că spun lucrul ăsta, dar este cu scapă cine poate. Nu există o soluție universală pentru toată lumea. Fiecare executare silită este specifică într-un anume fel și este specifică celui care este executat silit. Nici o executare silită nu seamănă cu cealaltă. Nici executorii între ei nu seamănă unii cu ceilalți. Fiecare are o strategie diferită, fiecare în mod cert. Iar ultimul lucru, și mă bucur că ai spus treaba asta, interpretarea textului de lege, care, sigur, în linii mari ar trebui făcută uniform, dar există și linii mai micuțe unde acea virgulă, acel punct, acel paragraf e interpretat diferit de către diferiți executori judecătorești. Deci foarte complicat. Nu știu când vom avea și noi o lege care să fie foarte, foarte bine pusă la punct din toate punctele de vedere și cetățeanul român să nu mai fie, iată, asuprit și dintr-o parte și din alta, hărțuit, executori, recuperatori și așa mai departe, deși noi am mai anunțat chiar și în cadrul emisiunilor, da, câte firme de recuperări au dreptul să facă treaba asta în România și câte nu. Și totuși ești hărțuit la telefon. Păi uite, să ne spună Leonard, de când este dată legea recuperatorilor de creanțe și câți ani de zile am fost executați siliți, adică țara, la modul general, ilegal? Nu numai că de cât timp este dată, mai bine spus, cât timp nu s-a ținut cont de ea. Că vorbim prima dată, da, de faptul că nu s-a ținut cont de ea. De-abia s-a pus în discuție de-abia de anul trecut, când lumea a început efectiv să facă un pic de vâlvă. De-aia avea deja 2 ani în spate, vechimii. Vorbim exact cum am vorbit de cea lege un pic mai devreme, din 2013. Faptul că ele există, dar nimeni nu le pune în aplicare, nimeni nu le scoate în față, reprezintă efectiv tot un interes ascuns în momentul de față. Faptul că de anul trecut, da, a început acest lucru și au început și debitorii în momentul de față să invoce acest lucru în cadrul contestațiilor, da, care le depun la instanță, cu atât mai mult au început să facă tot felul de notificări către firmele de recuperare de creanțe în momentul în care încep să primească somații, până în momentul în care intră în executare silită, cerându-le efectiv dovezile conform cărora au dreptul să funcționeze, da, pe teritoriul țării. Să nu mai vorbim de modul în care acestea sunt reprezentate în cadrul instanțelor și există în mod clar, da, decizie dată în sensul în care acestea nu se pot reprezenta unele pe altele, nu se pot reprezenta prin avocatul sau mandatarul celei din urmă. Dar acest lucru în continuare se întâmplă în cuvințările care pleacă de la executori către instanțe în mod clar, nu s-au schimbat ca și formă absolut deloc. Mai mult decât atât, deși se știe de acest lucru, în continuare în cuvințările curg pe bandă rulantă, sunt extraordinar de puține care sunt respinse și niciodată sub nicio formă legat de acest criteriu. În ceea ce spuneai tu de legea care ar putea să ne apere pe toți, din păcate, prea curând aceasta nu va veni. Slabe șanse, nu? Ca să avem o normalitate în propria țară. Din păcate,
Și chiar așa este, din păcate. Da, în momentul de față nu ne luptăm cu un sistem care funcționează într-un mod total defectuos. Iată, ne luptăm și noi cu Facebook-ul, care de ieri numai asta ne face, ne întrerupe emisia, iar ne găsesc. Oricum, telespectatorii ne pot urmări pe pagina de Facebook nașul.tv, pentru că vor fi acolo prima parte, a doua, a treia, de câte ori ne blochează, dar vom reveni. Iată, nu e o normalitate nici în asta. Dar la fel nu este o normalitate nici cu privire la corespondență. Mie mi se pare foarte normal ca în momentul în care, iată, primești un plic de la bancă, de la executor, de la ce dracu instituție ori mai fi, Doamne iartă-mă, da? Să ți le dea ție personal pe baza unui buletin de identitate, la fel cum te duci și ți iei împrumutul, da? Că dacă te duci să ți iei împrumutul, nu se uită la tine și zice, da, tu ești Gabriela, trebuie să prezinți un document oficial. Exact același lucru ar trebui să fie și pentru documentele care ți le trimit instituțiile. De ce nu se procedează așa? Tu ar trebui să înțelegi cel mai bine că încă suntem sub cortina de, să nu-i spunem, fier. Adică noi am avut o perioadă atât de lungă de comunism încât au este... Au 30 de ani, Adrian. 30 de ani 30 de ani după 50 de ani de comunism înseamnă nimic. Avem încă legi care datează, dacă îți spun că din 43 n-o să mă crezi, că sunt legi din 60, din plin comunism. Adică lucrurile astea, până nu sunt modificate, chiar la un moment dat mă gândeam să fac așa o listă cu legile care sunt în cele din urmă prioritar de modificat, da? Sau de abrogat, poate chiar integralitatea lor. Avem niște, dacă vrei, lucruri din trecut care ne însoțesc în prezent și mai grav este că noi am învățat carte de pe legile respective. Adică eu am făcut școala, chiar dacă sunt generația tânără, de pe legile astea învechite. Eu am prins și codurile vechi, am prins și codurile noi. Am dat examene de pe codurile vechi, trebuie să învăț codurile noi, de la zero. Pentru noi, cei profesioniștii care am prins ambele variante, a fost cel mai greu și mai ales că a trebuit să... Eram cumva setați pe codurile vechi, știam cum prevedea codul vechi, după care a trebuit să venim și să reinterpretăm totul, să reanalizăm totul, să reînvățăm totul exact ca niște studenți. Pentru că codurile României în 2009, bine, primul în 2011, intrat în vigoare, 2013, codul de procedură civilă, procedura penală, penalul, nu s-au modificat fundamental ca sistem de drept, cu camere preliminare, cu interceptări, cu... a fost o nebunie, pur și simplu. Dar în continuare, da, sunt foarte mulți și treaba asta se va cerne peste 70 de ani de acum înainte. Să spun 30 de ani e o glumă. Să putem să trăim în adevăratul spirit al legii respective, legilor respective, plus că legile nu sunt niciodată perfecte, ele sunt perfectibile. Doar că la noi sunt foarte multe care au fost reinterpretate. Eu zic așa, că ai o casă care nu mai poate fi refăcută, nu mai poate fi modernizată și totuși vii și dai acolo cu ceva peste. E, cam așa arată legislația în momentul de față. Da, eu sper totuși să se întâmple minuni, nu atât de mult cum spui tu, și într-adevăr să ia cineva o decizie, nu știu, eventual poate voi, avocații, să aduceți în atenția celor de la Ministerul Justiției, ia, uite, ar trebui să schimbăm asta ca să fie în ajutor, în ajutorul tuturor, da? Ar fi o soluție. Ar fi o soluție în condițiile în care cineva efectiv în momentul de față ar fi dispus să te asculte și mai mult decât atât ar fi dispus să schimbe ceva. Da? Deci nu e neapărat ideea de a schimba de pe o zi pe alta, e ideea de a schimba în timp, da? De a schimba într-un mod productiv, într-un mod benefic, da? Populației, atât oamenilor de rând, da? Cât și celor care stau și conduc țara și totodată cât și statului ca și sistem, minister, încasări și absolut tot. Dar în momentul de față nimeni nu se asculte. În momentul de față nimeni nu te va asculta pentru că interesele sunt mult și mai pe mine, mari. Pe mine începe să mă enerveze groaznic acest lucru, că nu ne asta ascultă e o realitate, nimeni. E o realitate, da, a zilelor noastre, e o realitate în situația în care, ca noi, de exemplu, ca și avocați, să mergem să discutăm și să putem purta astfel de discuții, dar avem nevoie de timp. Nu avem cum să avem în momentul de față timp în condițiile în care se cesionează la fiecare jumătate de ani sute de mii de credite neperformante într-un mod abuziv, lumea
lumea este băgată efectiv, da, într-un sistem care în mod clar îi va duce pe cei mai mulți dintre ei la pierzanie, cel puțin din punct de vedere financiar, da, e un termen destul de grav, da, e un termen care e un termen de ceva real. Da? E un termen care trebuie să le treacă un semnal de alarmă. Să păi fim nu, mult mai atenți pe termen. Semnalul de alarmă îl tragem zilnic, cred că nu doar eu, ci foarte mulți colegi din presă la toate posturile mai trag câte un semnal de alarmă. Ideea este că deja poporul român este mult prea lăsat de izbeliște, așa, nu-l ascultă nimeni. Păi, și exact eu mereu ce văd mai devreme. Așa, statul practic ar trebui să fie acel părinte care are grijă de copiii lui, da? Un părinte este protector, da? Îndrumă cetățeanul, da? Așa ar trebui să fie privit statul. Cum aici, dar vedem cum... doar incompetență, da? La Calafat am văzut Alexandra, da? Și Luiza, nici acum nu știm exact. Mi se pare aberant. Și nu vorbim doar despre aceste cazuri, că dacă ne uităm așa un pic pe situația copiilor dispăruți, da, și a fetelor dispărute, ne ia groaza, da? Vedem ce se întâmplă în fiecare zi în oraș, de la accidente și așa mai departe. Nimeni nu observă lucrurile astea. Vedem furturi, vedem oameni care efectiv merg pe stradă și vorbesc singuri. Locul lor ar fi undeva sub îndrumarea medicală a unor doctori. Sănătate, nu mai zic, că ne ia capul de câte ori intrăm într-un spital. Păi, da? Și atunci, prevenție nu avem pe niciun domeniu. Începe efectiv, școala, tot ceea ce ai spus tu, nu ajungem la ce ne-am referit noi mai devreme, în ideea în care în momentul de față nimeni nu este dispus să se uite, nimeni nu este dispus să asculte, nimeni nu este dispus să schimbe nici măcar în viitorul apropiat. Eu vă mulțumesc, dragilor, iată, ați venit cu noutăți pentru populație și de ce nu, dragilor, iată, mai există un atu pentru care să încercăm să facem contestație la executare. Și de ce să nu scăpăm de acest lucru? Păi, în principal, trebuie să știe toți că ar fi bine atunci când primesc o executare silită. Codul spune așa că toate actele de executare silită sunt verificate de către instanța de judecată dacă există suspiciuni cu privire la legalitatea lor. Oricum, tu, simplu debitor, nu ai de unde să știi dacă ar putea să existe vreo suspiciune, te poți baza mai degrabă pe intuiție, adică știi că ai luat 2 lei și acum îți cer 100. Iar lucrurile, cel mai bine ar fi să... Chiar și pentru liniștea sufletească ulterioară, să fie trecute măcar prin supervizarea unui judecător. Adrian, Leonardo, vă mulțumesc. Dragilor, la fel vă mai anunț încă o dată, dacă faceți parte vreunul din acel grup de părinți, copii, care ați fost astăzi la strandul din drumul Taberei, nu ezitați să ne scrieți. Da? Vă așteptăm aici ca să ne spuneți părerea dumneavoastră, ce s-a întâmplat mai exact. Eu, Gabriela Calițescu, mi-au la revedere de la dumneavoastră și ne revedem miercuri, începând cu orele 20, tot aici pe Nașul TV. Seară bună să aveți!